Salutare, suntem Petru și Bianca de la Well Coach și astăzi, 11 septembrie 2019, se împlinesc 2 ani de când am lansat Well Coach, de la prima zi de școală din 2017. Și în videoul de azi o să vorbim despre lucrurile pe care le-am învățat în cei 2 ani de la lansare. În ultimii 2 ani am vorbit cu elevi, am vorbit cu studenți, am vorbit cu oameni care vor să schimbe jobul și nu știu, niciodată nu ne-am gândit că o să creștem așa de mult, că o să ajungem la așa de mulți oameni. Țin minte că acum 2 ani făceam videoclipurile astea, filmam pe frig, filmam pe super mare căldură, se auzeau zgomotele, nu știu dacă se aud zgomotele de la autobuzele de pe stradă, se auzea sirena de la salvare, se auzea tot felul de sunete. A fost super tare experiența până acum. Eram într-unul din apartamentele din blocul din spate când am scris primele linii de cod la Well Coach. Atunci am primit prima lecție foarte dură și anume că poți să înveți programare mult mai repede dacă ai niște mentor bun comparativ cu dacă ai trece printr-o facultate. Țin minte că eram 4 oameni care lucram la chestia asta, eram eu, era Bianca și erau Alex și Tudor care n-aveau niciun pic de experiență în partea de creare de proiecte, creare de aplicații reale. Datorită faptului că l-am avut alături de noi pe Marius, care e unul dintre cei mai buni programatori pe care îl știu, ei au ajuns să poată să contribuie real la proiect în câteva săptămâni. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, tu poți să faci lucrurile mult, mult mai eficient și mai repede, că n-are sens să aștepți după un curs de la facultate, după niște profesori, după tot felul de alte lucruri, că toate chestiile astea reprezintă doar niște scuze și au demonstrat chestia asta în câteva luni, ajutându-ne să punem pe picioare o platformă care avea să schimbe viețile a foarte multă lume. Motivul pentru care am fondat Well Coach a fost pentru că știam că există deficiențe foarte mari în sistemul de învățământ, dar totuși, pe măsură ce am început să vorbim cu utilizatorii noștri, am aflat de profesori care predau informatica doar după dictare, examene care se susțin doar pe bază de memorare și reproducere. Și ne-am dat seama că, de fapt, situația reală e mult mai gravă, că sunt oameni cărora li se vinde ideea că ei o să învețe programare, dar de fapt în momentul în care chiar trebuie să scrie cod și să creeze ceva de la zero, ajung să nu se descurce și să nu poată să facă chestia asta până la capăt din cauza modului în care au fost învățați. De la început am știut că e o nevoie mare de programatori, toată lumea vorbește despre chestia asta, cresc chiriile în oraș, nu prea ai cum să ignori chestia asta, mai ales dacă ești din Cluj și vezi o grămadă de companii care apar așa peste noapte pe strada ta de IT. Dar totuși am observat în ultimii ani în care am ajutat oameni să angajezi în domeniu, să devină mai buni, am observat că nevoia asta e mult mai mare decât am închipuit. Și numai de când am început Well Coach a crescut de acum 2 ani salariile mult în domeniu, deci clar e o nevoie super mare. Pe parcursul timpului am început să primim tot mai multe mesaje din partea comunității, de la oameni care au învățat informatică, de la elevi care au reușit să se transfere de la alte profile la profil de Mate Info și să dea diferența doar cu ajutorul Well Coach. Și am primit chiar și mesaje care ne spuneau că într-o lună de pe Well Coach au învățat mai mult decât au învățat la școală într-un an întreg de predare. Chiar dacă ne-am dorit de la început să automatizăm cât mai multe, să ajungem la cât mai mulți oameni, să necesite cât mai puțină intervenție umană, totuși ne-am dat seama că impactul pe care l-are un mentor în pregătire e foarte mare, că oamenii au mult mai multe rezultate atunci când au pe cineva care să-i împingă de la spate, să-i pună să își atingă obiectivele, să le explice acolo unde nu știu sau să le dea hinturi. Și chiar asta am făcut de la început, de fapt. Adică de la început am fost acolo în fiecare zi, am răspuns la comentarii în fiecare zi tuturor celor care se înregistrau pe platformă și lăsau un comentariu, indiferent cine era, indiferent dacă mai venea vreodată pe platformă, noi răspundeam la comentariu și încercam să-i ajutăm. Asta e unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat, că nu prea poți să înlocuiești un mentor bun, practic. Ce am observat iar și iar pe parcursul timpului e că poți să ajungi să creezi aplicații reale, să te angajezi în domeniu fără să faci ceea ce zice înțelepciunea populară, gen du-te la facultate, ia-ți o diplomă, stai acolo 3-4 ani până la final. Și am observat chestia asta cu clienți pe care i-am avut și pe care avem, care au ajuns în punctul în care să creeze aplicații fără să treacă prin toate chestiile astea, fără ca măcar să dureze un an, care e de fapt durata de timp pe care majoritatea oamenilor cred că ai nevoie ca să ajungi ca un programator. Ne bucurăm super mult că ați fost alături de noi în acești 2 ani. Promitem că continuăm
la fel de în forță, poate chiar mai în forță, să schimbăm sistemul de învățământ și să vă aducem educație de calitate. Și dacă vreți să lucrați împreună cu noi, să vă tragem de urechi, să vă ducem la rezultatele pe care vi le doriți, să dăm cu biciul pe voi, atunci ce trebuie să facă, Bianca? Să dea click pe linkul pe care l-am pus în descriere, apare undeva pe acolo, dați click, vă completați formularul, spuneți-ne de ce vreți să vă pregătiți cu noi și primiți o ședință de consultanță gratuită împreună fie cu mine, cu Bianca sau cu un expert din echipa noastră, în care o să vă analizăm situația foarte detaliat, o să ne gândim cum putem să vă ajutăm cât mai bine, facem un plan de muncă personalizat și o să vă ajutăm să ajungeți în punctul în care vi-l doriți, fie că e vorba de angajare în domeniu sau orice alt scop legat de programare. Și până data viitoare, ce le dorim, Bianca? Mult succes! Și să fiți productivi!